Cazul de sclavie modernă este judecat acum de tribunalul din Burj, în care un cuplu de stomatologi români din Dunsun Orom este acuzat de trafic de persoane și muncă la negru. Faptele ar fi durat doi ani, din primăvara anului 2014 până în primăvara anului 2016 la Chateau de Vorli. Tânăra se îngrija de casă, de cabinetul stomatologic, dar și de fica doctorilor. Procurorii susțin că femeia a lucrat în fiecare zi de la 5 dimineața până la 1 noaptea. Pentru munca asiduă primea doar 250 de euro lunar. Nici măcar o masă caldă nu i s-a dat timp de 2 ani, iar condițiile de cazare în care era dăpostită erau de-a dreptul umilitoare. La fel s-a întâmplat și în cazul celorlalte patru victime. Oamenii legii susțin că femeia se afla într-o stare de dependență emoțională pentru că nu a avut niciodată o mamă. Cuplul acuzat a infirmat toate acuzațiile spunând că femeia a avut inițiativa de a munci atât de mult și că ei personal au considerat-o ca pe fiica lor. Comitetul împotriva sclaviei moderne le cere medicilor în numele femeii daune materiale în valoare de 96.000 de euro și 20.000 de euro daune morale. Procurorul a solicitat o pedapsă cu închisoarea de 2 ani cu suspendare și obligația de a părăsi teritoriul Franței. Hotărârea curții va fi anunțată pe 17 martie.